Salutare lume, Proteicea și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la Animalia Preventing Extinction, care arată așa, nelocalizată în limba română și jocul este de la Quinit Games. În acest joc sunteți oameni de știință care încercați să strângeți diferite informații despre animale, jucând cărți, mergând pe mecanica de lavetă. Practic, cineva începe tura, trebuie să se mențină culoarea, cea mai mare carte din acea culoare câștigă acea mână. Deci, sună familiar, probabil aceasta este mecanica de joc. Tema este una adăugată, care pare destul de interesantă, o să vedem imediat când mergem la masă despre ce este vorba și cum este incorporată acea temă. Jocul este unul cooperativ, adică veți lucra împreună pentru a rezolva acele misiuni, pentru a strânge acele informații. Respectiv, jocul este pentru 1-3 jucători, durează undeva la 30 de minute și are un grad de dificultate și o vârstă recomandată de 8+. Cam atâta general despre animale, haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu setup-ul jocului. În primul rând veți lua cartea de institut și o veți pune în mijlocul mesei. Apoi, institutul va primi un bănuț, puneți un bănuț lângă institut. Iar dacă dacă treceți de la o misiune la alta, practic nu primește institutul niciun bănuț decât dacă lângă el nu există niciun bănuț. Dar fiind începutul jocului, nu va exista niciun bănuț lângă institut, așa că vom pune un bănuț aici. Astea sunt cărțile de bănuți care le puneți lateral, că o să le folosiți pe parcursul jocului. Sunt de valoare 1, de valoare 5, de valoare 10 și de valoare 20. Ok. După aia ce veți face? Veți decide care din cele 3 continente, care misiune mare vreți să o faceți. Este continentul Europa, avem continentul America de Nord și continentul America de Sud. Practic decideți care vreți, ele sunt numerotate A, B, C în funcție de dificultate. Asta înseamnă că A este cel mai ușor, după aia vine B, după aia vine C. Fiecare carte continent are 6 cărți misiuni, care sunt numerotate de la 3 la 6, observați aici. Noi avem aici 4, celelalte 2 le-am distribuit deja jucătorilor și o să discutăm imediat despre asta. Bun, deci practic, am pus institutul cu banii care îi primește de la început, am decis care continent vrem să îl jucăm. Acum, în funcție de dificultatea care vrem să o jucăm, să împărțim misiuni. Da? Noi am făcut acum setup-ul pentru 2 jucători, cum am spus, jocul se joacă între 1 și 3 jucători, o să discutăm imediat diferențele. Și practic să zicem că dacă jucați varianta ușoară, doar o singură misiune este luată de către un jucător. După aia următoarea rundă, următoarea misiune, numărul 2, este luată de următorul jucător din stânga și tot așa. Noi am decis aici să pregătim la nivel normal, la nivel normal. Se joacă 2 misiuni. Adică, de exemplu, în cazul nostru, eu aici, partea asta, am luat o misiune și următoarea este luată de următorul jucător. Foarte important este să dați misiunile în ordine, ele nu vin aleatoriu. Deci misiunea 1 merge către, să zicem, primul jucător, misiunea 2 către celălalt jucător. Și după o să vă zic imediat cum intră celelalte misiuni în joc. Deci, practic, și dacă am fi jucat hard, atunci, practic, ar fi mers misiunea 1 la mine, am fi distribuit 3 misiuni. Misiunea 1 la mine, misiunea 2 la coechipier, misiunea 3 tot la mine și ar fi trebuit să îndeplinesc ambele misiuni. Dar noi facem un exemplu cu doar 2 misiuni, adică varianta normală. După ce s-au distribuit și misiunile din continentul respectiv, fiecare jucător va primi o astfel de carte cu informații care reprezintă toate animalele din joc, care sunt numerele lor, având în vedere că jucăm cu lavetă și contează chestia asta, și abilitățile extra despre care o să discutăm, plus aveți aici toate simbolurile care apar pe cărțile de misiuni și pe cărțile animalelor explicate. Bun? După ce am făcut asta, practic se vor împărți cele 24 de cărți animale, deci cele care arată așa, se împart câte 8, deci se împart toate cele 24, din care 8 merg la un jucător, în cazul nostru de 2 jucători, 8 merg la celălalt jucător și 8 merg către institut, care apoi le veți pune cu fața întoarsă în mijlocul mesei, veți avea informații despre ce are institutul în mână. Institutul va fi ca un jucător fictiv. Dacă ați juca într-un singur jucător, ați avea mâna voastră și mâna institutului și mâna cu echipierilor ar fi întoarse cu fața în sus și dacă ați juca în 3 jucători, atunci practic un alt jucător ar fi institutul. Nu va avea obiective, el va vrea să strângă bani și o să discutăm imediat despre ce este vorba și cum funcționează. Deci din punctul meu de vedere, ideal este în 2, unde practic sunt cei 2 jucători
umani, să le spunem așa, care poate să ia obiective și trebuie să se lupte pentru obiective și, practic, jucătorul fictiv este jucat de către institut. Bun. Deci după ce am făcut toate chestiile astea, fiecare jucător are cărțile lui pentru această rundă, are misiunea, sunt puse cărțile de institut, practic jocul este gata să înceapă. Acum, haideți să vedem cum se joacă jocul. Haideți să vorbim puțin despre obiectiv, apoi o să vă spun foarte pe scurt cum funcționează cu această lavetă și jucat mecanica aceasta de lavetă. Respectiv, după aceea o să ne uităm la fiecare cărți ce elemente aduc în joc. Deci obiectivul jocului este clar până când toate cele 8 cărți din mână sunt jucate, adică după ce s-au jucat 8 mâini, practic se vor juca toate cărțile atât de aici și cât din mâna celor doi jucători. Și în acel moment, în fața voastră sau în fața fiecărui jucător, trebuie să fie cărțile necesare pentru a îndeplini misiunea. Dacă ați reușit lucrul acesta, veți trece la următoarele două misiuni din acel continent. Dacă nu, ați pierdut și puteți începe de la început. Dar asta o să mai menționăm imediat. Acum, practic, ăsta este obiectivul. Cum se joacă jocul este... Cineva va juca o carte, foarte important aici, întotdeauna la prima mână, adică când începe o rundă, când toată lumea are cele 8 cărți în mână, institutul va începe. Discutați împreună pentru a decide care este cartea care vreți să fie jucată de către institut, în așa fel, bineînțeles, în așa fel încât să vă ajute la obiective sau să-i dați bani institutului, să vedeți voi exact care este strategia care vreți să o implementați. De asta ce înseamnă? Să spunem că vreți să jucați acest șarpe din mâna institutului. Apoi, următorul jucător, foarte important aici, puteți să discutați despre strategia, având în vedere că voi, dacă vă uitați la cărțile voastre, da, voi știți ce cărți are celălalt jucător în mână. Având în vedere că, când o să ne uităm exact la cărți în detaliu, o să scrie aici exact care cărți există pe culoarea verde. Bun, și atunci ce trebuie voi să faceți? Deci asta este începutul lavetei și acum toată lumea trebuie să dea pe aceeași culoare, dacă are. Eu am mai multe culori aici, mă uit ce îmi trebuie, mie îmi trebuie și o pârla, așa că aș vrea și o pârla, nu, de fapt nu îmi trebuie și o pârla de verde, mie îmi trebuie și o pârla de mov, deci, dar îmi trebuie și eu și o pârlă de orice, o să discutăm despre asta. Să spunem că vrem să luăm și o pârla asta, deci jucătorul din dreapta, să spunem că va juca acest nou. El poate să joace orice carte verde vrea el și o să discutăm despre cele cu abilități speciale. Da? A jucat acest 9 și acum eu, să spunem, trebuie să joc ori să joc un verde, care l-am singurul, care îl joc, sau să spunem că n-aș fi avut verde, aș fi putut să joc absolut orice culoare. Dar să zicem că am avut verdele. Acum, ce este important? Este în această situație s-a jucat fiecare jucător, inclusiv cel fictiv, au jucat o carte și jucătorul care are cel mai mult număr din laveta de start câștigă. Asta ce înseamnă? De exemplu, dacă din această mână s-ar fi jucat 3-ul, nu 9-le, și eu aș fi jucat din mâna asta 9-le de mov. Ar fi luat institutul, fiindcă institutul are numărul cel mai mare din laveta inițială, fiindcă prima carte jucată va decide care este culoarea care se joacă. Deci, practic, s-a ținut de culoare, eu nu m-am ținut de culoare că nu am avut verde, da? Nu am avut verde, de aia n-aveam voie să joc altă carte dacă aveam verde în mână. Deci aveți voie să jucați altă carte doar dacă nu aveți verde, dacă nu trebuie să țineți culoarea care este cea inițiată de lavetă. Și nu contează că eu am jucat un 9, fiindcă contează doar cărțile pe culoarea lavetei începute, adică verde în cazul acesta, așa că institutul va lua această mână. Și tot așa, jucătorul care a luat mâna, în cazul ăsta să spunem institutul, va fi cel care va începe următoarea lavetă. Să spunem că va juca acest racun de 6. Și acum are și următorul jucător, va juca o carte, spunem va juca acest 3. Dar bineînțeles trebuie să aveți întotdeauna în vedere obiectivele care trebuie fiecare jucător să le îndeplinească. Și eu acum, iarăși, nu am mare lucru, deci o să-i dau 4-le, o să ia iar institutul și o să joace iar institutul și așa mai departe. Trebuie întotdeauna să aveți grijă, fiindcă institutul, voi decideți ce carte vreți să jucați, așa că să vă faceți o strategie ca să iasă cărțile în așa fel încât la sfârșitul mâinii de 8 cărți, adică sau la sfârșitul rundei după ce s-au jucat 8 mâini, fiecare jucător va avea în fața sa, în pachetul de cărți luate,
necesarele pentru a îndeplini obiectivul. Bun. Deci asta este cum funcționează cu laveta. Deci, practic, voi o să... Cineva începe o lavetă, da? Și trebuie să mențineți culoarea dacă aveți posibilitatea. Dacă nu, dați ce vreți voi, dar dacă aveți culoare, trebuie să dați pe culoare. Și cartea cea mai mare din culoarea lavetei inițiale va lua mâna. Există o excepție. Sunt aceste cărți cu coroană care sunt de valoare 10. Deci ele sunt cele mai puternice pe culoarea lor. Însă ce abilitate în plus au, nu în cazul cărții Europa, care zice clar că ele cards are not dominant. Ce înseamnă dacă sunt dominante? Înseamnă dacă cumva este mov jos, da? Eu nu am mov și joc asta coroana de verde, este ca un fel de tromf. Da? Adică, practic, toată, să zicem că cineva a jucat, a jucat mov, da? Și eu am jucat ăsta și institutul, să spunem că nu are mov și vrem noi ca institutul să ia această carte și nu jucăm Europa, care nu are această abilitate pe cărțile cu coroană, ar putea să joace coroana și să ia cartea. Dar foarte important, asta funcționează doar dacă în, pe continentul respectiv nu scrie că nu este valid. Deci, practic, coroanele ar fi un fel de tromf dacă nu dați pe, dacă dați pe culoarea aceea, oricum sunt cea mai mare carte, deci clar vor lua mâna, dar dacă dați coroana de altă culoare decât cea de jos, fiindcă nu aveți culoarea care e jos, s-ar putea să luați mâna în funcție de regulile care sunt prezente în continentul respectiv. Dar ce trebuie să înțelegeți, clar la partea asta de lavetă, este să se joacă o culoare, cineva începe o lavetă, cine este la rând, și trebuie să continuați cu acea culoare fiecare jucător, cel mai mare număr ia. Dacă nu ai culoarea, dai altceva, dar în principiu nu iei, nici dacă dai numărul mai mare. Deci întotdeauna numărul cel mai mare de pe laveta inițială va lua mâna. Bun. Asta am mai avut scurt să menționez la cum se joacă partea aceasta de lavetă și cum se iau mâinile. Iarăși foarte important, cum am menționat, întotdeauna jucătorul care ia mâna, adică care să spunem că dacă eu luam acum asta cu nouăle, puneam în fața mea, eu eram cel care pornea următoarea lavetă. Și tot așa până se consumau toate cărțile, toate cele 8 cărți. Și după ce s-au consumat cele 8 cărți, dacă s-au îndeplinit, dacă eu am îndeplinit, aveam o carte mov cu, cu această formă de labă de urs, să spunem așa, și iarăși un urs de pe alt continent, respectiv celălalt jucător ar fi avut o șopârlă de mov și o șopârlă de pe un alt continent, îndeplinea misiunea. Ce se întâmpla? Se strângeau cărțile de obiective, primeam următoarele două, dar dacă eu am primit primul, acum celălalt jucător primește primul, primea obiectivul ăsta, eu îl primeam pe următorul, se reamestecau cărțile, se reîmpărțeau câte 8 fiecăruia și foarte important, rămâneau banii care noi i-am primit pe parcursul turei anterioare, rămâneau aici. Și acum o să discutăm imediat cum se folosesc și la ce ne ajută acei bănuți. Bun, asta e partea de laveta. Acum ce vreau să vă arăt este puțin cum arată cărțile. Cărțile, observați, au așa, au un simbol care este important pentru misiuni și au un număr care este important la jocul de lavetă. Practic, cum v-am spus, cel mai mare număr pe anumită culoare câștigă. Plus, au unele din ele au un simbol aici jos, da? Și jos de tot spun câte, ce fel de cărți există pe culoarea verde. Ați observat, sunt două, trei culori în joc, albastru, mov și verde. Și aici spune, pe verde aveți 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Deci nu există 4 și 5. Pe când pe albastru nu există 7 și 9. Pe când pe mov nu există 2 și 10. Deci foarte important asta, o să vă ajute pe parcursul jocului. Și există un exemplar din fiecare carte. Așa arată aceste cărți. Acum, haideți să ne uităm puțin la abilitățile care le au cărțile. Și practic sunt prezentate și, și aici și după o să ne uităm și la restul cărților. Deci sunt practic 4 acțiuni speciale care există. Pe fiecare carte 1 de orice culoare există acest semn, care acest semn zice următorul lucru. În momentul când cineva îl joacă, ori ca prima carte, ca start de lavetă, ori pe parcursul unei lavete, în acel moment, acel jucător, în decizie cu celălalt jucător sau cu ceilalți jucători, poate să consume un ban din viziteria institutului pentru a activa această abilitate. Și această abilitate spune că poți să schimbi o carte din mâna ta cu o carte unui alt jucător și inclusiv institutul.
Deci, practic, dacă eu, să spunem că nu-mi plăcea cartea asta, că mă încurca în strategie, puteam să schimb cu institutul și să iau poate ursul ăsta, care mă ajută mai mult. Respectiv, puteam să schimb cu o carte din mâna celuilalt jucător. El nu avea voie să mă arate cărțile, dar din strategie v-ați fi dat seama ce vreți să schimbați. Bun, deci, practic, după ce s-a jucat această carte, s-ar fi consumat bănuțul. Acum, o altă carte este 2. Deci, 1, 2 și 3 au puteri speciale. 2-ul zice așa. Când joci o carte, sau când joci cartea asta în cadrul unei lavete sau așa, poți să consumi un bănuț pentru a lua o carte din pachetul de luate a unui alt jucător. Deci dacă eu am aici un pachet de cărți luate și jucătorul ăsta joacă cartea asta, poate să-mi ia pachetul meu de luate și să-și aleagă o carte de aici și să o ia și să o pună la el. Ce practic, eu dacă aveam și o pârla, la mine luată e nasol, că nu-l ajută pe el. El trebuie să o aibă ca să-și facă misiunea. Așa că joacă această carte și îmi ia mie și o pârla și o pune la el, ce pe mine mă bucură că ne face să își îndeplinească misiunea. Și treiul ce face? Treiul, practic, în momentul când este jucat, are acest semn, iarăși trebuie plătit un bănuț, deci de fiecare dată când activăm o putere de la 1, 2 sau 3, și această putere este la fel. Toate cărțile cu 1, atât pe mov, cât și pe verde, cât și pe albastru, au această acțiune. Toate cărți de 2 au această acțiune și toate cărțile de 3 au, vedeți, au această acțiune. Ce face treiul? Puteți să dați un bănuț și puteți să activați această putere de pe continent, care este întotdeauna diferită de la continent la continent. Da? Deci aici avem, de exemplu, altă abilitate. Before a trick, two players may exchange hands. Poate să-și schimbe jucătorii mâinile dacă vrem. Și așa mai departe. Pe când aici la Europa, puteți să câștigați cartea, tricul, adică acea mână, cu această carte. Deci dacă eu aș fi jucat, de exemplu, treiul ăsta și aș fi plătit un bănuț să activez puterea de pe Europa, putea cineva să joace un 8 și un 10. Tot eu cu treiul luam, fiindcă am activat abilitatea. Bun. Și practic, toate aceste trei abilități, de pe cărțile 1, 2 și 3, ne costă un bănuț pentru a le activa. Acum, întrebarea este cum facem bănuți. Și asta este partea interesantă, fiindcă următoarele cărți, 4, 5, 6, așa, 4, la unde dăm un 5? N-am un 5? N-am un 5? Nu, uite așa. Uite, le-am luat toate de albastru iar. Observați, toate patrule, toate cinciurile și toate șasele au aceste semne de bănuți. Ce se întâmplă? Că asta este aici partea interesantă. Dacă unul dintre jucători ia o carte cu bănuți, nu se întâmplă nimic. Câteodată este nevoie că există câteodată misiuni care îți cer să ai cărți cu bănuți în pachetul tău de luate. Dar în principiu, tu vrei ca cărțile cu bănuți să le dai institutului, să le prindă institutul. Fiindcă dacă eu, de exemplu, să spunem, aș lua această mână, da? Am s-o jucat 4, 5, 6, eu luam mâna asta, nu se întâmpla nimica. Însă dacă ar fi luat institutul, să zicem că cineva a jucat 4, cineva 5 și apoi institutul joacă 8-ul ăsta, institutul ia această mână și pe cărțile care le ia institutul sunt 2 bănuți. Institutul nu va avea misiuni din asta, deci pe el nu-l interesează, decât practic voi vreți să dați institutului cărți cu mâini care, sau mâini cu cărți care au bănuți. De ce? În cazul acestei mâini care merge la institut, vedem 2 simboluri bănuți, ce presupune că vom primi 2 bănuți la viziteria institutului și putem să-i folosim pentru a activa diferite abilități. Bun. Și apoi, dacă ne uităm la 7, 8, 9 și 10, observați că sunt cărțile mari, practic, care nu au niciun fel de abilitate specială. Bineînțeles, la 10, la coroană, să nu uitați, practic, da, este cea mai mare pe culoare, dar dacă jucați cu dominanță, ele pot fi considerate ca și un tronf pe culorile celelalte. Bun. Deci, practic, astea sunt abilitățile care apar pe cărțile de joc. Nu uitați, cărțile 1, 2, 3 se activează în momentul când le jucați și trebuie să plătiți un bănuț ca să puteți să le activați. Respectiv, cele cu bănuțul, ele nu se activează când le jucați și trebuie institutul să ia cărți cu bănuți pentru a primi bănuți pentru ele. Alte lucruri la care să ne uităm foarte scurt sunt aceste cărți misiuni. Azi ne uităm la toate de la Europa ca să vă faceți o idee. Aici vă zice, jucătorul care are această misiune trebuie să aibă acest urs de culoare mov, hai să găsim ursul pe undeva, nu contează, luăm pe ăsta albastru, da? Deci trebuie
un urs de culoare mov să-l aibă în față, sau ursul de culoare mov, că sunt unul din fiecare, și un urs din orice alt continent. Aici trebuie și o pârla mov și și o pârla din orice continent. Aici trebuie un lup mov, un lup de pe orice continent și două cărți mov diferite. Foarte important, fiecare carte îndeplinește o parte din obiectiv. Deci dacă eu aș fi avut două cărți mov, dintre care un lup, nu îndeplineam obiectivul, că îmi trebuie lupul mov aici și altă carte mov, altă carte mov. Respectiv, aici diferite misiuni care trebuie îndeplinite. Și cum spuneam, dacă cineva îndeplinește, dacă la sfârșitul celor 8 mâini, ambii jucători sau toți trei jucători, dar institutul, și dacă se joacă între jucători, nu va avea misiuni. Dacă misiunile sunt îndeplinite, se trece la următoarele misiuni până când se îndeplinesc toate cele 6 misiuni din continentul respectiv. Și atunci, practic, ați rezolvat continentul. Puteți juca continent cu continent sau puteți să jucați o campanie în care treceți prin toate continentele. Ce mai vreau să menționez? Fiecare continent are o abilitate continuă, care scrie aici sus. Aici v-am spus, este partea cu dominanța. Da? După aia aveți pe fiecare continent abilitatea care o activați cu puterea de la numărul 3. Plus, aveți o abilitate unică care puteți să folosiți o singură dată pe parcursul jocului de continent. Deci nu pe parcursul unei ture de 8 mâini, ci în toată lupta cu acest continent. Adică până îndepliniți toate sau pierdeți, sau îndepliniți toate cele 6 misiuni, puteți să faceți o singură dată această abilitate. Cu Place One Card from Just Resolved. Trick on the different trick pile. Deci asta ce-ți permite, doar ca să vă dau un exemplu, dacă eu am luat o carte care trebuie adversarului, putem să întoarcem și să zicem, ok, am activat acea abilitate, acum nu mai avem, și în loc să iau eu una din cele trei cărți, le va lua cu echipierul meu ca să-și îndeplinească misiunea. Se joacă toate 8 mâinile, chiar dacă v-ați îndeplinit deja misiunile, jucați toate cele 8 mâini. De ce? Că încercați probabil să mai dați bănuți către institut, care practic bănuții vă vor ajuta. De ce? Fiindcă după ce s-a terminat o tură de 8 mâini și ați îndeplinit misiunile, treceți la următoarele două misiuni, iar se reîmpart 8 cărți fiecăruia, dar banii rămân aici, nu se resetează și puteți să îi folosiți. Respectiv, dacă jucați campanie și treceți de la un continent care l-ați terminat la următorul, să spunem, iarăși bănuții rămân aici și pe lângă asta există o matrice, să spunem așa, de cât de buni ați fost la joc, având în vedere că terminați toate misiunile de la un continent sau de la campanie, toate trei continente, sau jucați două continente, cum vreți voi, cu câți bănuți rămâneți la sfârșitul jocului, vă dă un anumit număr de stele, cât de bună a fost echipa voastră de cercetători, să-i spunem așa. Și aici, bineînțeles, aveți toate simbolurile care vin pe obiective, vă explică ce cu semnul ăsta de pe abilitatea specială și toate abilitățile de pe cărți, plus vă spune ce forme și ce numere au diferitele cărți din joc și ce abilități. Și cum spuneam, jucați cele 8 mâini, după ce ați jucat cele 8 mâini, dacă ați îndeplinit obiectivele, treceți la următoarele. Dacă le-ați îndeplinit pe toate de la un anumit continent, ați câștigat continentul și puteți trece la altul, sau pur și simplu ați câștigat jocul că ați decis să jucați un singur continent. Dacă la sfârșitul unei mâini sau unei ture de 8 mâini, unul din obiective, sau poate niciunul, nu este îndeplinit, atunci, practic, ați pierdut jocul și trebuie să începeți de la început. Deci nu era suficient să-și îndeplinească jucătorul partea cu șopârlele dacă eu nu m-am îndeplinit partea cu urși. Și întotdeauna trebuie să aveți voi jucătorul în pachetul vostru de cărți luate necesarele pentru a îndeplini obiectivul vostru. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în jocul Animalia, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc care implementează acea mecanică care o cunoaștem de pe vremea când eram copii, cu cruce sau 66 sau așa, practic, acea mecanică de lavetă, eu joc, trebuie să continuați culoarea dacă aveți și cea mai mare carte de acea culoare va lua acea mână. Și după aia există diferite modalități de se calculează puncte, se joacă pe echipe și așa mai departe. În acest joc, jucați cooperativ, probabil observați o asemănare cu jocul The Crew, să spunem, care, dacă ați reușit să jucați, practic merge pe aceeași idee de a coopera. Ce este însă diferit în acest joc este că apar diferite elemente noi, și anume acel institut care, dacă ia cărți,
practic primiți bani pe toate cărțile care au semnul de bani și cu ajutorul acelor bănuți puteți să vă activați anumitele cărți care au abilități speciale. Apoi sunt toate misiunile, sunt diferite în funcție de continent, respectiv și continentul are o abilitate care puteți să o folosiți o singură dată. Ați văzut toate detaliile la masă, dar cam asta este ce aduce în plus, fiindcă mecanica în sine este aceea de a juca la vet, a juca, a lua cărți și așa mai departe, pentru a strânge cărți ca fiecare jucător să își îndeplinească misiunile care le alea până la sfârșitul mâinii de 8 cărți. Ce este interesant, într-adevăr, zice că se joacă între 1 și 3 jucători, dar cred că numărul ideal, sau cum este gândit, așa este explicat și regulamentul, este în 2 jucători, având în vedere că fiecare jucător are cele 8 cărți, apoi sunt cele 8 întoarse în fața institutului. Deci tu, practic, ai o, cum să zic, o informație completă asupra, la începutul jocului, cel puțin, la începutul turei, cine ce cărți are în mână. După aia nu mai poți să te uiți practic în discard pile-urile sau în trick pile-urile, adică cărțile care le-a luat fiecare jucător, decât fiecare jucător poate să uite în grămada lui. Și practic acolo trebuie să ții puțin minte ce cărți au ieșit. Dar poți să te coordonezi, să spun eu, foarte bine ca să vezi, fiind o informație completă, cum te organizezi să își îndeplinească toată lumea obiectivele. Obiectivele sunt tot mai grele, atât la nivel de continent, dar și după aceea următorul continent are misiuni și mai grele și tot așa. Deci practic sunt 3 continente, cum ați văzut. Și dificultatea crește pas cu pas. Eu spun că este un joc interesant, hai zicem tematic vorbind, care are acele animale, mai vezi o chestie despre animalele care stau în diferitele continente, sunt diferite misiuni care sunt de la ușoare la grele, dar general eu aș spune că jocul este unul, mai ales că este informație completă, adică toată lumea știe despre ce este vorba după ce, bineînțeles, trebuie să mai numeri puțin cărțile în momentul când încep să se ia mâini. Dar eu zic că este un joc bun pentru a introduce oameni în această mecanică de trick-taking. Eu zic că este mult mai iertător, să spunem așa, decât The Crew, de exemplu. Respectiv, poți introduce, care și vârsta recomandată de 8+, poți introduce și copii în această mecanică, fiind și tema și cărțile colorate s-ar putea să ajute. Cu toate că, din punctul meu de vedere, este o temă, nu o temă, o mecanică seacă într-un fel, adică joc carte, cine ia, ea este faină, strategică, tactică, poți să ai o strategie pe termen lung, ce vrei să faci cu cărțile și să reacționezi tactic la fiecare carte care, sau la care, fiecare mână care are loc în funcție de ce joacă ceilalți jucători. Corect. Dar, având această temă și această abordare cooperativă și mai ușoară și, cum să zic, mai sunt și acele acțiuni care poți să le faci cu cărțile de la 1 la 3, mi se pare o combinație interesantă și un joc bun pentru a introduce pe cineva în această mecanică. Cum spuneam, jocul este unul mai ușor, mi s-a părut mie, și mai ales că jucai în 2, aveai informații complete, jucai pentru institut și el este bine gândit, asta am vrut să zic. Deci este bine gândit în ce vrea să ofere, numai noi știind mecanica respectivă, mi s-a părut puțin mai ușurel în acest domeniu. Producția este una bună, cutiuța este mică, poate fi cărată, cărțile sunt de calitate bună, deci se poate juca cam pe oriunde. Cred că asta este avantajul lui, poate fi cărat și peste tot și nu ocupă foarte mult spațiu, dar în același timp îți dă acel feeling, acel sentiment de a juca un trick-taking game, cum este numit, dar îl învelește într-o temă interesantă, ai diferite misiuni, ai și abilități pe cărți. Deci este un joc, hai zicem, puțin altfel decât le vedem de obicei pe cele legate de trick-taking. Pe lângă asta, iar este un joc cooperativ, nu este primul care vedem, am menționat The Crew, dar eu spun că este puțin mai introductiv, puțin mai prietenos de jucat cu copii sau cu jucători care nu au experiență în această mecanică. Cam atâta despre Animalia Prevent Extinction. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați subscribe aici și un follow la pagina Protein Place pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul Protein Place. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo veți avea diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!